Toți cei 11 deținători ai apartamentelor de la mansarda blocului C32 afectat de incendiu în luna aprilie 2022 și-au dat acordul pentru demolarea mansardei și construirea unui acoperiș. Ei urmează să semneze o convenție în acest sens, după cum a declarat primarul Mircea Gutău după ședința de Consiliu Local. Chiar așteptam să ia cuvântul consilierii, cei care au luat cuvântul la comisie și care erau foarte cocoși acolo și spuneau că e o mare tâmpene, să vină cu soluții concrete. Singura soluție care există în momentul de față pentru a rezolva problema acelor oameni care sunt cei cărora le-au luat foc, sunt niște oameni cu adevărat amărâți pentru că au muncit o viață întreagă, s-a adunat niște bani și într-o fracțiune de secundă le s-a spulberat tot. Singura soluție care am găsit-o legal este aceea ca eu am obligația ca primar, revin aici, fac un pic de paranteză, am obligația ca primar să-i protejez pe ceilalți locatari, cei care sunt de la parter, etajul 1, etajul 2, etajul 3, etajul 4, care în momentul de față apa li se infiltrează, au mobila umflată, parchetul umflat. Singura soluție care a fost ca noi să devin proprietari pe etaj, pentru că în momentul de față, pe mansardă, noi nu putem lua autorizații construcției, având în vedere că ISU nu mai acordă aviz pentru mansarde, deci singura soluție este să demolăm acele rămășițe, să le dăm jos și să facem o acoperiș în două ape pentru care am aprobarea Consiliului Local și să protejăm cele 40 de familii sau câte sunt acolo. Au fost foarte multe discuții, au fost foarte mulți filozofi, dar soluția pe care am venit este o soluție care nu poate fi comentată. Și am cerut tuturor, chiar și în comisie, am cerut să vină cu altă variantă, în așa fel încât să rezolvă această problemă. Le mulțumesc și avocaților care au fost la întâlnirii pe care le-am desfășurat, pentru că am găsit această soluție în așa fel încât să fie mulțumite și acele familii și în funcție de câți bani au dat investitorul la Sibiu, suma respectivă să le oferăm în cont în schimbul acordului pentru demolare. Noi vom face aceste declarații, acest protocol între noi și fiecare proprietar în parte la notariat. Ne obligăm că maxim un an de zile le vom vira banii echivalentul euro la ziua plății în cont. În același timp le spun foarte clar că toate protocoalele pică dacă unul din cei 11 nu va fi de acord. Pentru că fără acordul tuturor celor 11 de la mansardă, eu nu pot să emit autorizația de construcție. Dar locatarii au înțeles, toți au depus cerere la primărie pentru că sunt de acord. Vom începe săptămâna viitoare să facem aceste protocoale, iar după ce avem semnate protocoale, vom vedea autorizații construcției și imediat vom începe la refacerea acoperișului, pentru că îmi doresc foarte mult ca acest oameni să fie protejați pentru iarnă. Pentru că pe timp de iarnă, ferească Dumnezeu, la o vijerie sau la o zăpadă foarte mare, plouă de sus până jos. Pe casa scării plouă de sus până jos. Nu mai au curent, nu mai au gaz. Este o nenorocire în blocul respectiv. Deci vreau să anunț pe oameni că am făcut toate eforturile posibile și imposibile în așa fel încât să fie mulțumit și să vadă că noi, primăria, ne gândim cu adevărat la cetățenii municipiului. Plata ajutorului financiar în sumă totală de 300.000 de euro se va face eșalonat în termen de un an de zile.